Sorin Vasilescu a demisionat din funcția de vicepreședinte al Organizației Județene Hunedoara, APSD. Vasilescu este și vicepreședinte al Consiliului Județean și este de mai multă vreme în conflict cu conducerea Organizației Hunedorene a partidului. Unul dintre vicepreședinții PSD din județ, Sorin Vasilescu, și-a dat demisia din funcția deținută în cadrul partidului. Acesta se află de mai mult timp în conflict de idei cu conducerea județeană a PSD. Decizia sa de demisie a fost motivată prin modul în care este condusă organizația județeană, dar și de promovarea traseismului politic de către actuala conducere. Totul a culminat la recenta ședință de Consiliu Județean, instituție la care este vicepreședinte, Sorin Vasilescu votând împotriva mai multor proiecte inițiate de colegii săi de partid. De altfel, Vasilescu nu are o relație bună nici cu conducerea Consiliului Județean Hunedoara, pe care a dat-o în judecată, pentru că i-au fost retrase principalele atribuții de serviciu pe care trebuia să le îndeplinească în calitatea sa de vicepreședinte.